Actualul lider al Partidului Democrat Liberal, Vasile Blaga, este așteptat luni în Pitești. Blaga are programată o ședință cu liderii județenei PDL la sediul filialei de la ora 17. Președintele PDL Argeș, Mircea Andrei, îl susține pe Vasile Blaga pentru un nou mandat în fruntea Democrat Liberalilor, în timp ce deputatul Cătălin Teodorescu, prim vicepreședinte al filialei, o sprijină pe Elena Udrea. Deocamdată nu a fost stabilită ziua în care Udrea va veni la PDL Argeș. Convenția Națională a PDL, care va alege noua conducere a partidului, se va desfășura pe 23 martie în București și la Romexpo cu participarea a 5.000 de delegații din toată țara. PDL Argeș va fi prezent cu peste 100 de delegații.